Iubiții mei, am început o serie de discuții despre prezența răului și a suferinței în lumea în care trăim, cu întrebarea atât de dureroasă pentru mulți: dacă Dumnezeu este bun, de ce lasă să existe atâta suferință și mai ales de ce o lasă în viața mea? Am studiat până acum cartea lui Iov, am studiat psalmul 73, am trecut prin cartea lui Daniel și din fiecare am spicuit o serie de idei despre suferință, rostul suferinței, modul în care lucrează Dumnezeu chiar și prin suferință. Astăzi Începem să studiem aceeași problemă în cartea profetului Isaia. Ne apropiem de Sfânta Sfintelor. Când intri în cartea lui Isaia și în special în Isaia 53, simți că ești pe teren în care ți se spune: "Dezleagă-ți încălțămintele pentru că locul pe care stai este sfânt." Aici intrăm în cea mai mare intimitate a Dumnezeirii. Vom vedea de ce spun cuvinte așa de mari. Înainte însă de a intra în textul acesta mare, e necesar să stabilim cadrul istoric general. O serie întreagă de teme din Biblie nu le poți înțelege dacă nu ai cadrul istoric și dacă nu vezi lucrurile în ansamblu. Ne ducem înapoi la exod, la ceea ce s-a întâmplat în, la muntele Sinai. Acolo Dumnezeu a încheiat un legământ cu poporul lui și în cadrul acelui legământ el a promis că va fi Dumnezeul lor, și că va locui în mijlocul lor. După ce au încheiat legământul, Moise a făcut cortul întâlnirii, așa cum i-a poruncit Dumnezeu, și atunci, într-un mod solemn, Dumnezeu a coborât cu slava lui în cort. Și a locuit împreună cu poporul lui în cort, care era în mijlocul adunării. Mai târziu, când Solomon a zidit Templul din Ierusalim și când l-au sfințit, s-a întâmplat același fenomen ciudat. Un nor gros a acoperit Templul, slava lui Dumnezeu a coborât acolo și prezența lui Dumnezeu a fost acolo din ziua aceea înainte. Dumnezeu locuia în mijlocul poporului său. Așa au fost lucrurile până la anul 587, când a venit Nebucadnețar, a cucerit Ierusalimul și a demolat Templul. Înainte însă de asediul lui Nebucadnețar și a demolării Templului, Ezechiel unul dintre marii profeți ai Vechiului Testament a avut o viziune. A văzut cum slava lui Dumnezeu se ridică din templu și pleacă de acolo. Când a plecat slava lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu s-a dus de acolo și ca și când Dumnezeu ar fi spus după aceea lui țară, acum poți face ce vrei aici, pentru că eu am plecat de aici. Așa a distrus Nebucadnețar templul din Ierusalim. 70 de ani mai târziu, când evreii s-au întors în patria lor și au reclădit templul, nu mai citim că la consacrarea acestui templu, slava lui Dumnezeu să fi revenit acolo. Nu mai există niciun semn pentru aceasta, ci din potrivă, slava lui Dumnezeu n-a revenit. Dumnezeu n-a venit să locuiască din nou în mijlocul poporului său. Și a rămas acest gol în Israel. A rămas această conștiință că a, Dumnezeu încă trebuie să se întoarcă. Când se va întoarce Dumnezeu în Sion? Și când va coborî din nou slava lui Dumnezeu acolo? Mai adăugați la aceasta un element. Când a plecat Dumnezeu de acolo? A plecat domnia lui Dumnezeu de acolo. Când va reveni Dumnezeu, va reveni domnia lui Dumnezeu. Când se va coborî slava lui Dumnezeu din nou peste Templu, atunci Dumnezeu va începe să împărățească. Acum, acestea sunt conceptele cu care trebuie să ne obișnuim, cu care trebuie să lucrăm. Pentru că toate aceste concepte vor fi prezente în cas în cartea lui Isaia. E un fenomen ciudat. Isaia a trăit pe la anul 700 înainte de Domnul Isus, cu 100 vreo 20 de ani. Înainte de robia babiloniană, înainte de demolarea Templului, înainte de plecarea Slavei lui Dumnezeu și a Domniei lui Dumnezeu. Isaia le-a prevăzut pe toate acestea. Și Isaia a prevăzut ce va fi dincolo de toate acestea. Și a văzut ziua glorioasă. Când se va întoarce Dumnezeu înapoi în Sion, când se va întoarce slava lui Dumnezeu și când Dumnezeu va începe să domnească din nou la Ierusalim. Pe toate acestea, el le-a văzut cu 700 de ani înainte, chiar înainte, zic, de a fi avut loc demolarea Ierusalimului și a templului și robia babiloneană și apoi reconstrucția templului. Ciudat lucrează Dumnezeu și ciudat acordă El viziunile Lui și învățăturile Lui oamenilor săi. Și acum să ne ducem la cartea lui Isaia. În primul rând la capitolul 40. Începem aici pentru că aici avem câteva versete care îl prevăd, îl prorocesc pe Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul spune că el este acesta. Și Domnul Isus confirmă că Ioan împlinește prorocia din Isaia 40. Isaia 40 cu 3. Un glas strigă. Pregătiți în pustie calea Domnului. Neteziți locuri, în locuri uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale va fi înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și sâmbătorile în vâlcele, atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Și mai departe versetul 9. Suete pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună, înalță glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună, înalță glasul și nu te teme și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere, și poruncește cu brațul lui, iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui, el își va paște turma ca un păstor, își va lua miei în brațe și va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Repet, acestea sunt cuvinte care l-au prorocit pe Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul când îi se cere să se explice cine este el, el spune, eu sunt glasul acesta care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Eu am venit să anunț venirea lui Dumnezeu. E de cea mai mare importanță pentru cei care studiază Biblia cu atenție să știm că textul acesta din Isaia 42 nu se încheie aici. El se continuă în Isaia 52 și trebuie să mergem să-l vedem acolo. Isaia 52 țineți cont că în 40 s-a vorbit despre vestea cea bună, că slava lui Dumnezeu și Dumnezeu vine înapoi. Ideea veștii bune se reia aici, în Isaia 52 cu șapte. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Iată glasul străjerilor tăi răsună, ei înalță glasul și strigă toți de veselie, căci văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion izbucniți cu toate strigătele de bucurie de rămături ale Ierusalimului, căci Domnul mângăie pe poporul său și răscumpără Ierusalimul, Domnul își descopere brațul său cel sfânt înaintea tuturor națiunilor și toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Textele acestea se leagă organic. Începutul e în 42 și continuarea în 40 și continuarea e în 52. Luca într-un mod măestrit le vede și le leagă la oaltă în, când ne vorbește despre Ioan Botezătorul, Luca 3, de la versetul 3, după cum e scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi pregătit, prefăcut în loc neted și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. El cuplează Versetul acesta din 52 cu versetele din 40, și, din 40. Așadar, Isaia anunță în aceste texte aceste trei concepte, aceste trei lucruri fundamentale. Unu, că slava lui Dumnezeu va veni înapoi. Doi, că Dumnezeu însuși va veni înapoi. La poporul său, va veni în Zion. și trei. Că asta va însemna că Dumnezeu începe să împărățească. Acum, toate acestea sunt extrem de importante pentru noi și uh, trebuie să le vedem pentru că Domnul Isus însuși își face din revenirea lui Dumnezeu esența mesajului lui. Când el spune împărăția lui Dumnezeu a venit până la voi, el spune domnia lui Dumnezeu a venit până la voi, el spune acum se împlinește ce a prorocit Isaia, vine Dumnezeu înapoi și domnia lui Dumnezeu sau împărăția lui Dumnezeu e aici. Ele vin aici prin mine. Dar cu aceasta am anticipat și doar am vrut să vedeți legătura încă de la început, pentru că lucrul acesta e extrem de important. Dar acum să ne aducem aminte ceea ce v-am spus despre cartea lui Daniel. Daniel știa că după 70 de ani de robie, poporul se va întoarce în Canaan, vor reclădi Templu și în gândirea lui trebuia să urmeze epoca de aur, o istorie fericită. Șocul vieții lui Daniel a fost când a început să aibă vedeniile care îi arătau istoria care urmează să vină un șir neîntrerupt de imperii asemănătoare cu niște fiare, fiecare mai monstruoasă și mai crudă și mai rea decât celelalte. Și poporul lui Dumnezeu, zdrobit sub aceste împărății, chiar și Mesia care va apare, va fi ucis și până la sfârșitul istoriei, sfinții lui Dumnezeu vor fi mereu persecutați, vor fi mereu zdrobiți, vor fi mereu uciși. De ce? Cum putem explica lucrul acesta? Și sigur că Dumnezeu îi explică o câtva lui Daniel. Doar atât. Prin toate acelea, Dumnezeu își formează oamenii lui și îi purifică și îi testează, pentru că viața nu-i numai aceasta. Va veni un sfârșit al istoriei, o înviere a morților, abia atunci va începe adevărata viață. Acum ne întoarcem la Isaia. În Isaia 52, vestea cea bună. Vine Dumnezeu înapoi în Sion. Slava lui Dumnezeu vine înapoi. Dumnezeu începe să împărățească. Și dintr-o dată începe în loc de veste bună, vestea despre robul lui Dumnezeu care pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și așa atât de, de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Cine a crezut ce ne se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă sau slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit cât îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seama. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pediapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem vindecați. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vrea de drumul lui, dar Domnul, a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duce la macelărie și ca o oaie în aia, mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar, cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Măcar că nu săvârșise nici o nelegiuire și nu se găsise nici un vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jerfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii Sufletului lui și se va înviora prin cunoașterea lui. Robul meu cel drept va îndreptăți pe mulți și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul, în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Acesta este textul descrierii lui Mesia, a robului lui Dumnezeu, în Isaia 52, de la versetul 13, continuându-se în Isaia 53, întregul capitol. Domnul Iisus însuși, în Luca, la capitolul 22, aplică acest capitol la sine. Iată ce spune el în seara cinei, chiar înainte de a pleca spre ghețemani, spre arestare, tortură și răstignire. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus. În numărul celor fără de lege, și citează de aici din Isaia 53, versetul 11-12. Apostolii, după aceea, evangeliștii, toți interpretează suferințele și moartea Domnului Isus. În lumina a ceea ce scrie în Isaia 53. Atât de mult se potrivește acest capitol cu ceea ce a făcut Domnul Isus și ceea ce e esența creștinismului, încât secole mai târziu evreii au spus, sigur cumva creștinii au înserat. Au introdus Isaia 53 în Isaia, dar Isaia nu l-a scris. Când s-au descoperit manuscrisele de la Marea Moarte, acum 60 de ani, s-au descris și două manuscrise complete ale cărții Isaia. Și sigur că imediat cercetătorii s-au uitat: Este Isaia 53 acolo? Este. Cu 200 de ani înainte, manuscrisele acestea au fost scrise cu 200 de ani înainte de Domnul Isus. Așadar, textul acesta este integral cărții lui Isaia. Aici, în Isaia, avem cea mai profundă descriere a rostului suferințelor Domnului Isus. Abia aici vom înțelege profunzimea a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Pentru că toate acestea le-a făcut Dumnezeu pentru noi. Țineți cont că aici, în Isaia, Domnul Isus e numit brațul Domnului. Brațul meu este extinderea mea în afară. Brațul Domnului este extinderea lui Dumnezeu aici. Dumnezeu a venit la noi prin Domnul Isus și Dumnezeu a rezolvat problema vinovăției noastre prin Domnul Isus pe cruce. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și atât de mult trebuie să-l iubim noi pe Dumnezeu. Dacă nu l-a cruțat nici pe fiul lui și l-a dat pentru noi, cât de mult trebuie să-l iubim noi pentru iubirea lui pentru noi? Haideți să-i dăm tot ce suntem ca răspuns la faptul că el ni s-a dat pe sine. Amin.